În aceste momente, fiica milionarului asasinat este audiată de procurorii de la Parchetul General. Colega mea, Claudia Costandis, și este acolo și vine cu toate detaliile. Claudia, ești în direct, te ascultăm. Bună seara, Radu, bun găsit, doamnelor și domnilor. În urmă cu doar câteva minute, fiica afaceristului Ioan Crișan, cea care este suspectată că ar fi fost capul operațiunii de asasinare a tatălui său, a ajuns aici la Parchetul General pentru o nouă rundă de audieri. Ea este acuzată de instigare la omor calificat. Urmează să ajungă tot aici la audieri și doi dintre cei suspectați care ar fi ajutat-o în această operațiune, spun doar doi din cei trei, pentru că, potrivit unor surse judiciare, unul dintre ei ar fi început să colaboreze cu poliția, așa că ar fi rămas la Arad. Rămâne de văzut ce vor stabili anchetatorii în cazul lor. Cei trei sunt acuzați de omor calificat. Ei sunt cei care ar fi plantat bomba, dar și cei care ar fi realizat-o. Potrivit unor surse judiciare, vorbim despre un sistem cu declanșare de la distanță. Așadar, rămânem și noi în continuare aici la Parchetul General și vom vedea dacă cele trei persoane care au fost aici aduse vor fi sau nu reținute în această noapte. Momentan, acestea au fost informațiile. Radu, revin la tine. Un medic psihiatru și un psiholog sunt cercetați pentru că ar fi lăsat un individ diagnosticat cu schizofrenie să susțină examenul pentru permis auto, această boală fiind incompatibilă cu șofatul. Chiar dacă nu a reușit să obțină permisul, omul conduce mașina aproape zilnic, fiind un pericol real pe șosea. Pentru că nu are discernământ, nici poliția nu-i poate face altceva decât să-l trimită la un consult psihiatric. Acest bărbat să vă inducă în eroare, nu. Acest medic psihiatru este bănuit că și-ar fi încălcat atribuțiile și a dat undă verde individului bolnav de schizofrenie să urce la volan. Reprezentanții clinicii spun însă că problema nu e la ei. A dat o declarație pe proprie răspundere că nu este înscris la un medic de familie și totodată nu este în evidență cu boli cronice sau neuropsihice. Ceea ce până la urmă legea permite. Așa a reușit bolnavul de schizofrenie să treacă cu brio examenul psihologic și să se înscrie apoi la școala de șoferi. După ce a obținut fișa medicală, individul a reușit să susțină de 3 ori examenul autoteoretic, însă de fiecare dată acesta l-a picat. Așa că bărbatul s-a hotărât și și-a cumpărat un permis auto de pe internet. La un moment dat, individul schizofrenic a avut și un accident. Până acum, el a fost prins de 3 ori în timp ce conducea fără permis. La data de 17 iulie 2024, polițiștii serviciului rutier au dispus reținerea pentru 24 de ore față de un bărbat în vârstă de 50 de ani pentru 4 infracțiuni de conducere fără permis. Un pericol pe șosele, individul pare să se folosească de boala sa ca pe o imunitate. În cadrul unui episod, și acest episod poate interveni oricând în cadrul unei schizofrenii, pacienții schimbă total, să spunem, comportamentul, pot deveni agresivi, impulsivi, pot să aibă un comportament total imprevizibil sub acțiunea halucinațiilor pe care le au, a ideilor delirante care reîncep să apară. E un potențial de periculozitate destul de mare la un pacient care are un astfel de diagnostic. Dacă este prins la volan, poliția îl poate trimite cel mult la un consult de specialitate, ceea ce s-a și întâmplat de curând, iar bolnavul de la volan a ajuns la INML. Medicii de acolo au concluzionat că acesta nu are discernământ și l-au internat forțat pentru o perioadă. Ulterior, individul a ieșit și conduce fără ca vreo autoritate a statului să-l poată deranja prea mult. Tot azi, doi polițiști din Brașov, soț și soție, au fost condamnați la 2 ani și jumătate de închisoare cu suspendare pentru că au luat mită, zacuscă, dulceață și ouă pentru a ajuta o tânără să treacă mai ușor de examenul auto. Un bărbat din Mureș care s-a înecat cu mâncare a murit după ce medicul de pe ambulanță a refuzat să se deplaseze la adresa acestuia. Motivul invocat în fața superiorilor este de-a dreptul șocant. Toate detaliile vin de la colega mea, Silvia Ceh. Silvia, te ascultăm. Bun găsit, medicul angajat la serviciul de ambulanță județean Mureș se afla în timpul serviciului, în momentul în care a fost trimis de dispeceratul integrat la cazul despre care se știa din start că este grav. Acesta a refuzat însă să plece cu ambulanța, motivând că mai are doar 40 de minute din programul de lucru și nu mai vrea să facă ore suplimentare. La pacient a ajuns doar un asistent care, în ciuda manevrelor de resuscitare, nu a mai putut face nimic pentru a-i salva viața bărbatului. Șeful departamentului pentru situații de urgență, Raed Arafat, a anunțat că la nivelul instituției a fost declanșată o anchetă, iar după ce DSU va finaliza acest raport, în funcție de concluzii, cazul ar putea fi trimis la parchet. Reprezentanții serviciului de ambulanță au refuzat însă să comenteze incidentul până la finalizarea cercetărilor. Momentan acestea au fost informațiile de aici. La revedere!
Detalii demne de film ies la iveală în cazul răpirii copiilor milionarului Adrian Marțian. În timp ce afaceristul avea ordin de protecție și nu se putea apropia de casă, fosta soție îl spiona cu ajutorul unei drone. Mai multe despre subiect știe colega mea, Carmen Bădilă. Carmen, te ascultăm. Bun găsit, Radu! Nu doar pe numele lui Adrian Marțian a fost emis ordin de protecție, ci și împotriva fostei soții. În timp ce milionarul locuia într-o rulotă în apropiere de casa de care nu se putea apropia, fosta consoartă i-ar fi urmărit atent fiecare mișcare cu ajutorul unei drone și i-ar fi violat intimitatea. Avocatul lui Adrian Marțian a făcut această dezvăluire și a explicat în același timp că acesta a fost motivul pentru care omul de afaceri s-a simțit în pericol și a cerut să fie protejat. În ceea ce îi privește pe cei trei copii care au fost dați dispăruți vreme de mai multe zile, aceștia au fost plasați temporar într-un centru al DGASPC Hunedoara până va fi lămurită întreaga situație. Acestea au fost informațiile. La revedere! Trei hoți din Timiș au dat o spargere într-un apartament din București și au furat 300.000 de lei. Au escaladat blocul, au intrat pe geam și au furat nu doar bani și bijuterii, ci și toată încălțămintea sport pe care au găsit-o în dulapuri. Camerele de supraveghere din cartier au filmat cu puțin timp înainte să comită jaful. Acești doi bărbați care se plimbă relaxați ca simpli trecători dădeau de fapt târcu ale unui bloc. Seara târziu au escaladat blocul cu încă un complice și au intrat într-unul din apartamentele de la etajul 1 pe geam. Au intrat pe geam. Bucătărie, că a fost geamul, zicea că puțin deschis. A furat, zi-a făcut bani, parfumuri, bijuterii și 5 perei de Adidas. 200 de mii de lei, 200 de grame de aur, parfumuri, dar și încălțăminte au furat indivizii, câtă vreme proprietarii apartamentului erau plecați la un botez. O vecină mai vigilentă a constatat că hoții au dat spargerea intrând pe geam, dar au ieșit pe ușă. În casă a găsit cheile de rezervă, când a ieșit, a încuiat ușa și a plecat. Când au venit acasă și au descoperit că au fost jefuiți, proprietarii au sunat la poliție. Au acționat oare la pont? Nimeni nu sparge o casă dacă nu are niște informații. Ori s-a lăudat, ori a avut niște invitații. Mascații au identificat pe cei trei hoți în județul Timiș și au descins la ei acasă, unde au găsit toate bunurile furate. În total, o pagubă de 300.000 de lei. Suspecții au fost reținuți și sunt cercetați pentru furt calificat. La moaște nu poți să mergi cu mâna goală, spun pelerinii, iar bișnițarii au profitat imediat. În jurul Catedralei Patriarhale zăbovesc zeci de comercianți ambulanți cu brațele pline cu flori și busuioc, astfel încât credincioșii se apropie. Marfa însă este ascunsă cât ai clipi, dacă vine vreun polițist în zonă. Lei, doamnă! După ce că suntem bai de capul, hai, lasă-mă! Vânzătorii ambulanții și-au făcut imediat loc printre pelerini. Se enervează când văd camerele de filmat și, din când în când, îndrăznesc să se apropie de dealul Mitropoliei ca să mai vândă câte ceva. Ce aveți acolo, batiste? Unii comercianți ambulanți și-au găsit un loc unde nu sunt deranjați de forțele de ordine, pe o stradă de vis-a-vis, dar pe care nu trece picior de pelerin. La 3 dimineața am plecat de acasă. Și la cât ați ajuns aici? La 5, cam așa. Nu prea cumpără, mamă, că suntem departe de unde ar fi să treacă la sfânt acolo. De ce nu puteți să mergeți acolo? Nu ne lasă, mamă. Nu ne lasă domnii gardieni. Au venit polițiștii? Da, da. De unde aveți aceste fărcele? La mine, din grădină, mamă. Un buchet cu flori este 5 lei, unul de busuioc tot atât. Pentru un pachet cu mir și o icoană, pelerinii dau 5 lei, iar o batistă costă 2 lei. 3 buchete și 3 busuioc, 30 de lei. Ce mai fi? O cruciuliță și o brățărică, cred. Câte ați cumpărat? 6 am cumpărat. Cărbun. Cât costă una? 5 lei. Cât costă o batistă? Câte v-ați cumpărat? Cam vreo 10, 2 lei una. Mulți dintre cei care cumpără flori și accesorii nu știu exact de ce o fac. Nu le-am cu biserica, așa că nu mă întrebă copii. Dar care-i treaba cu florile? Care este? Păi nu știu. Așa se spune, așa face lumea, facem și noi la fel. Mâine începe procesiunea Calea Sfinților și, lângă racla Sfântului Dimitrie cel Nou, vor fi așezate și moaștele Sfântului Lazar din Cipru. Pelerinajul se încheie pe 28 octombrie.
Asigurările obligatorii la locuințe vor putea fi plătite și odată cu factura de la curent. Cu speranța că vor fi mai mulți români care să-și achite această poliță, Autoritatea de Supraveghere Financiară vrea să transforme furnizorii de electricitate în brokeri de asigurări. În prezent, nici măcar un sfert din locuințe nu sunt asigurate în caz de calamitate. În lunile următoare, românii ar putea să găsească în plicul de la factura de electricitate și propunerea de a-și asigura locuința chiar la furnizorul de curent electric. Este cea mai recentă idee a celor de la ASF, gata să fie pusă în aplicare. Adriana a fost amuzată când a auzit de această posibilitate. Cât ați avut de plată? 72,69. Dacă e să se bage și asigurarea aceasta pe locuință, ați fi avut undeva spre 90 de lei. Da. Ce pot să spun? O sumă cu, de care... cu aia 20 de lei putem să fac cu totul altceva. Fiecare trebuie pe propria răspundere să facă ceea ce crede. Va exista practic posibilitatea să plătim asigurarea obligatorie a locuinței odată cu facturile la utilități. Reprezentanții celui mai mare furnizor de energie cu 3 milioane de abonați au anunțat deja că vor să aibă și rolul de broker. Nu înseamnă nicio taxă suplimentară. Noi am identificat furnizorii de utilități ca fiind un canal foarte bun de distribuire pentru că ei ajung în foarte multe case ale românilor. Foarte bine. Foarte bine? Foarte bine. De ce spuneți? Pentru că să fim toți asigurați, să avem locuințele asigurate. În prezent, doar una din 5 locuințe din România are încheiată o poliță obligatorie din totalul de 9 milioane și jumătate, câte sunt în România. Vorbim practic de puțin peste 2 milioane. Autoritatea de Supraveghere Financiară speră ca noua măsură să le amintească românilor că aceste asigurări există. Polițele prin care sunt acoperite daunele produse locuințelor de dezastrele naturale costă 130 de lei pe an în cazul clădirilor rezidente, cu structura din beton armat și pereții din piatră sau cărămidă. Pentru această categorie, despăgubirile pot ajunge la 100 de mii de lei. Pentru construcțiile din cărămidă nearsă sau chirpici, polița este de 50 de lei, însă despăgubirile sunt la jumătate. Nu sunt convinsă dacă se vor primi. Chiar dacă dă, nu dă mare lucru. Primăriile sunt cele în măsură să facă verificări și să-i amendeze pe cei care nu au încheiat o asigurare obligatorie a locuinței. Sancțiunile pot ajunge până la 500 de lei. Mai sunt 2 luni până la Crăciun, dar în marile orașe brazii sunt deja împodobiți, iar instalațiile cu beculețe sunt montate pe stâlbi. Craiova este primul oraș care a dat startul pregătirilor încă de la începutul lunii, iar acum se muncește de zor și în orașul lui Brâncuș. La munte, în schimb, administratorii domeniilor schiabile nu pot pregăti pârtiile de sezon pentru că este prea cald. În timp ce la munte atmosfera este mai degrabă de primăvară, la Craiova, imediat după încheierea sezonului cald, autoritățile au trecut direct la împodobirea orașului pentru iarnă. O sanie curene, agățată pe acoperișul unui centru comercial, atrage privirile curioșilor. Aleile pietonale, în schimb, sunt împodobite de brazi verzi sau albi. Ceva a tras atenția? Păi ornamentele chiar sunt fabuloase, adică mi se pare, da. Se simte deja spiritul Crăciunului? Da, sau? Da, da, sigur, sigur, da. Orașul e vesel, e cu astea în preajma sărbătorilor, arată excelent. Căsuțele comercianților stau aliniate în centrul aglomerat. Ghirlandele cu globuri și instalația cu beculețe sunt încolocite și ele pe stâlpi, iar pe restaurante sau pe clădiri impunătoare apar figurine de pluș care te duc cu gândul la satul lui Moș Crăciun. Ce mi-a întâmplat cu ursuleții? Sunt peste tot fel și fel de ursuleți frumoși colorați și toate luminițele acestea. Pregătirile au început și în orașul lui Brâncuș, unde muncitorii montează de zor decorațiunile pe stâlpi. Administratorii de pe Valea Prahovei, în schimb, nu pot pregăti temeinic pârtiile pentru sezonul rece. Se vede încălzire semnificativă de la un an alt. Se scurtează iarna? Se scurtează. La Sinaia, de exemplu, înzăpezirea celor aproape 40 de kilometri de pârtii mai are de așteptat, pentru că temperaturile ajung la 20 de grade ziua. Anii trecuți, într-adevăr, era mai frig, acum poate avem și o zăpadă până acum. Putem să asigurăm zăpadă artificială dacă avem minus 4 grade. Este liniște și pe domeniul schiabil din Bușteni. După cum vedeți, angajații domeniului schiabil au scos tunurile care produc zăpadă artificială, însă acestea nu au fost montate momentan pe pârte și asta pentru că este în continuare destul de cald pentru ca ele să fie puse în funcțiune. Specialiștii spun că abia în luna decembrie am putea avea zăpadă. Newstime se oprește aici, sunt Radu Andrei Tudor, vă mulțumesc pentru atenție, rămâneți pe Canal de 2, să aveți o seară așa cum vă place.
La noapte cerul va fi variabil cu norări în estul și nord-estul țării, iar spre dimineață și în sud. Vântul va sufla slab spre moderat cu ușoare intensificări în estul și sud-estul țării. Temperaturile minime vor fi de la minus 2 spre 0 grade în Transilvania până la 11-12 grade pe litoral și în delta. Se va semna la ceață în zonele joase din Transilvania și izolat în celelalte regiuni. Mâine, valorile termice vor fi mai scăzute față de ziua precedentă în majoritatea zonelor, dar mai ales în regiunile extracarpatice și vor fi apropiate de normalul climatologic al perioadei. Cerul va fi variabil cu unele norări în sud-vest, însă șansele pentru ploi slabe sau burniță vor fi reduse. Vântul va sufla slab și moderat cu intensificări în sudul Banatului cu rafale de 45-55 de km pe oră și pe arii restrânse în regiunile sud-estice. Temperaturile maxime se vor încadra între 13 și 20 de grade. Dimineața se va semna la ceață pe văile din Transilvania. Să vedem acum ce se întâmplă cu vremea în fiecare zonă a țării. În Muntenia, vremea continuă să fie frumoasă, cu cer variabil, mai mult senin și temperaturi de primăvară. Se vor înregistra 17 grade în Călăraș și la fel și în Târgoviște. Și în Transilvania, temperaturile se mențin plăcute, iar atmosfera va fi în mare parte însorită. Vor fi 15 grade în Brașov și 16 în Alba Iulia. În Moldova, vremea se menține frumoasă și însorită, chiar dacă temperaturile scad. Mercurul din termometre va arăta 16 grade în Galați, iar în Piatra Neamț 14. În vestul țării vremea va fi frumoasă și plăcută, temperaturile vor fi normale pentru luna octombrie, astfel că termometrul va indica 18 grade în Reșița și 19 în Timișoara. În Oltenia atmosfera continuă să fie însorită, iar temperaturile se mențin plăcute chiar dacă scad câteva grade. Vor fi 17 grade în Craiova, la fel și în Drobeta. În Dobrogea vremea va fi însorită și plăcută, temperaturile vor fi normale pentru finalul lunii octombrie. În termometre se vor înregistra 15 grade în Constanța, la fel și în Tulcea. În capitală vremea a fost frumoasă cu cer mai mult senin și temperaturi ridicate. Vântul a suflat slab spre moderat, iar maxima zilei a fost de 20-22 de grade. Pe parcursul nopții cerul va fi variabil cu unele norări spre dimineață, vântul va sufla slab până la moderat, iar temperatura minimă va fi de 4-7 grade. Mâine temperaturile scad ușor, dar se vor apropia de normalul perioadei. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va urca până la 17-18 grade. La munte valorile termice vor fi ușor mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă. Cerul va fi variabil cu unele norări în vestul Carpaților meridionali, însă probabilitatea pentru ploi slabe sau burniță va fi redusă, iar noaptea va fi mai mult senin. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări în munții Banatului cu viteze de 45-55 de km pe oră. Dimineața și noaptea pe văi și în depresiuni se va semna la ceață. În Semenic sunt anunțate 9 grade, în timp ce la Brașov temperaturile vor urca până la 15 grade.